United nu a avut probleme în fața tinerei echipe din Focșani. Cei de la Progresul au încercat să facă față mai valoroasei adversare, dar băieții lui Davida Sandei au câștigat la un scor care nu lasă loc la mari comentarii. United a rezolvat partida încă din prima repriză, în care a marcat de 5 ori. Davida Sandei a menajat în partea a doua majoritatea titularilor. Echipa gălățeană s-a impus în final cu 7-0, dar scorul putea fi mult mai mare. Jovanović de 3 ori, Ivan de 2 ori, Kojoc și Tudose au semnat reușitele oaspeților. United a reușit să nu primească gol după ce, în meciul cu Auto Bergamo-Deva, nu au putut să marcheze măcar o dată. Formația gălățeană va juca etapa viitoare pe teren propriu cu Spicom Sfântul Gheorghe. Meciul se va disputa luni 10 noiembrie de la ora 18 în sala sporturilor Dunărea.